Hello, welcome on the ARCA page. This is Romanian for migrants. You are now attending a vocabulary lesson, the human body. Today we will be studying parts of the human body. This is lesson 2, the body, corpul. This is a material created by ARCA, Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Before we start, for every word that we will learn, we will have 2 forms, one for singular and one for plural. Also, don't forget about the genders of the nouns, masculine, feminine and neutral gender. Pentru fiecare cuvânt pe care îl vom învăța, vom avea 2 forme, una pentru singular și una pentru plural. De asemenea, nu uitați de genurile substantivelor. Un genunchi, 2 genunchi, genul masculin. O mână, 2 mâini, genul feminin. Un braț, 2 brațe, genul neutru. Să începem! Let's start. 1. Brațele, the arms. O încheietură, 2 încheieturi, genul feminin. Un antebraț, 2 antebrațe, genul neutru. Un cot, 2 coate, genul neutru. Un braț, 2 brațe, genul neutru. Un umăr, 2 umeri, genul masculin. Please pause the recording and repeat the words that you have learned. Vă rog, opriți înregistrarea și repetați cuvintele pe care le-ați auzit. Mergem mai departe. Mâna, the hand. O mână, 2 mâini, genul feminin. Un deget, 2 degete, genul neutru. O unghie, 2 unghii, genul feminin. O palmă, 2 palme, genul feminin. Please pause the recording and repeat the words that you have heard. Vă rog, opriți înregistrarea și repetați cuvintele pe care le-ați auzit. Mergem mai departe. Degetele, the fingers. Degetul mare. Degetul arătător. Degetul mijlociu. Degetul inelar. Degetul mic. Please pause the recording and repeat the words that you have heard. Vă rog, opriți înregistrarea și repetați cuvintele pe care le-ați auzit. Mergem mai departe. Picioarele. The legs. Un șold, 2 șolduri, genul neutru. O coapsă, 2 coapse, genul feminin. Un genunchi, 2 genunchi, genul masculin. O gambă, 2 gambe, genul feminin. O gleznă, 2 glezne, genul feminin. Please pause the recording and repeat the words that you have heard. Vă rog, opriți înregistrarea și repetați cuvintele pe care le-ați auzit. Mergem mai departe. Laba piciorului, the foot. O talpă, 2 tălpi, genul feminin. Un deget, 2 degete, genul neutru.
Un călcâi, două călcâie. Genul neutru. Please pause the recording and repeat the words that you have heard. Vă rog, opriți înregistrarea și repetați cuvintele pe care le-ați auzit. Mergem mai departe. Trunchiul, the torso. Un piept, două piepturi, genul neutru. Un abdomen, două abdomene, genul neutru. Un spate, genul masculin. Please pause the recording and repeat the words that you have heard. Vă rog, opriți înregistrarea și repetați cuvintele pe care le-ați auzit. Please follow the next lessons and stay healthy. Vă rog, urmăriți următoarele lecții și vă doresc multă sănătate. Am fost profesoara de limba română, Mădălina Mihai. This was your Romanian teacher, Mădălina Mihai. This is a material created by ARCA, Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Mulțumesc!